ziua, sunt Cati Călin, formator de formatori în metoda ESPR creată de Jacques Salomé și astăzi am marea bucurie să-ți prezint, să-ți dau de veste că a apărut o nouă carte publicată în România de către editura Herald, scrisă de Jacques Salomé, cu un titlu absolut extraordinar, O viață plină de viață, și e o carte pe care am luat-o în franceză și am adorat-o în franceză. În franceză se numește La ferveur de vivre, deci fervoarea de a trăi, de a exista, și puteți regăsi în ea multe perle reunite de Jacques Salomé pentru toate întortocherile vieții noastre relaționale, multe foarte concrete căi de a putea depăși situațiile provocatoare din viețile noastre, în care foarte des veți vedea și veți observa că în relația cu noi înșine, și o să arăt relația prin această eșarfă, deseori ajungem să nu ne ascultăm și să nu avem grijă de noi înșine, și asta se va reflecta în relațiile cu ceilalți. Și acum o să arăt relația cu ceilalți printr-o eșarfă și o să întind această eșarfă către fiecare din voi, cei care mă văd și mă ascultă, în speranța că aceste învățături, această metodă de comunicare și reguli de igienă relațională create de Jacques Salomé vor face ca relațiile tale, ale voastre, să fie așa pline de viață, colorate, ca o primăvară continuă, și aceasta prin foarte multe căi concrete. Și voi răsfoi aici la cuprins pentru a vă împărtăși o parte din lucrurile despre care vorbește, câteva căi posibile de a trăi în prezent, suflarea vieții, ce-ar fi dacă am încetat să ne infantilizăm copiii pentru relația cu copiii, de asemenea, întâlnirea cu sine, ascultarea de sine, lucruri pentru copilul din noi și pentru copiii noștri atunci când suntem părinți, despre ceilalți, despre celălalt, în căutarea adevărului. Există oare răni care nu se vindecă? Sper ca toate acestea să vă aducă multă claritate în relațiile voastre, în ascultarea de sine și în urmarea a tot ceea ce e mai bun pentru voi. E un termen inventat de Jacques Salomé, vivacitatea vieții. Și mesajele pe care le transmitem sunt esențiale pentru a avea o viață plină de energie și de viață, fie că sunt unele cadou de apreciere către tot ce e mai bun în sine și în ceilalți, sau fie că sunt cele toxice, iată, toxice, pe care, fără să ne dăm seama, le putem transmite. Puteți afla mai multe despre aceasta în această nouă apariție la editura Herald, în colecția Jacques Salomé, O viață plină de viață. Vă invit să o descoperiți și să dați o șansă relațiilor voastre înspre mai bine. Mulțumesc și lectură inspirantă vă doresc!